Stimați spectatori, vă invităm să vă ocupați locurile în sală. Vă rugăm ca pe durata desfășurării spectacolului să întrerupeți funcționarea telefoanelor mobile. Folosirea aparatelor de fotografiat și a celor de filmat este strict interzisă. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor! Bună seara, dragi oaspeți, iubitori ai culturii naționale! Este o mare onoare pentru noi toți să ne aflăm astăzi aici, sub semnul Zilei Recunoștinței Naționale. Un proiect omagiu al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, pentru a celebra personalitatea marelui nostru compozitor, Ciprian Vorobescu. Ziua Recunoștinței Naționale reprezintă un testament moral pentru generațiile viitoare. Prin intermediul acestui testament sunt celebrate cele mai pregnante personalități din lumea culturii românești. Unul dintre proiectele care a marcat cu brio Ziua Recunoștinței Naționale a fost spectacolul Eminescu, ziditorul limbii române, realizat în urmă cu 3 ani, dacă nu mă înșel, și de obicei mă înșel atunci când fac și eu parte la un proiect, pentru că am făcut parte din proiect. A fost un spectacol absolut minunat ce s-a desfășurat la Sala Casei Armate din București, centrului militar. În 2024 suntem uniți în jurul moștenirii culturale pe care ne-a lăsat-o marele compozitor Ciprian Porumbescu. Iar în această seară vom asista la punerea în scenă, pentru prima dată, a vieții și activității creatoare a marelui compozitor. Spectacolul Grai Nou, viața lui Ciprian Porumbescu, ne dă ocazia să intrăm cu grijă în universul fascinant al vieții și operei marelui compozitor român. Grai Nou, viața lui Ciprian Porumbescu, nu este doar o simplă reprezentare teatrală, ci o călătorie impresionantă, sensibilă, în lumea vieții lui Ciprian Porumbescu, în epoca în care a trăit acesta. Vom descoperi povestea impresionantă a acestui talentat muzician care a inspirat și continuă să inspire generații întregi prin opera sa remarcabilă. O echipă de actori foarte talentați, conduși de regizoarea Ruxandra Bălașu, vor fi astăzi cei ce vor oficia pe această scenă cu gândul și sufletul la Ciprian Porumbescu. Înainte de a bate gongul, primul gong pentru a începe acest spectacol, dați-mi voie să o invit în fața dumneavoastră pe doamna Scholz Cionca Stanca Emilia, strănepoata marelui compozitor. Doamnă! Domnia sa păstrează și astăzi patrimoniul cultural Ciprian Porumbescu și pentru asta, bineînțeles, îi mulțumim din suflet. Doamnă? Nu sunt eu capabilă să îl păstrez. Fac ceea ce îmi stă în putință. Dar am fost foarte emoționată când am fost invitată la acest eveniment cu totul neașteptat. Vine puțin tel mai târziu decât comemorarea anului Porumbescu, care a fost plină de evenimente. Am fost la Stupca, la Cernăuți, la Suceava, la Brașov, la București, la Timișoara. Au fost multe evenimente și mă bucur că acest ecou al anului Porumbescu continuă. Și astăzi, drept să spun, am fost cu totul surprinsă și impresionată de felul în care
s-a organizat acest eveniment. Nu mă așteptam să fie organizat cu atâta inimă, suflet, înțelegere și competență. Eu am fost crescută la Cluj de bunica mea, care era fiica Mărioarei Porumbescu, și care îmi spunea, pe când eram mic copil, să încerci să mobilizezi ceva, să faci ceva pentru Ciprian. Că asta a fost ultima lui dorință, să nu lăsăm amintirea și opera lui să moară. În familia noastră, mulți s-au conformat cu acest testament spus în ultimele clipe de viață. Mărioara Porumbescu și Iraclie, tatălui Ciprian, care i-a supraviețuit cu aproape mai bine de un deceniu, au strâns tot ce au putut din compozițiile lui Ciprian și din lucrările lui, căci Ciprian este și un literat care scrie poezii, scria în germană și română, compunea întregi reviste studențești, era un animator al vieții culturale și al vieții studențești pe unde s-a aflat, la Cernăuți, la Viena, unde a ajuns, el era ca o matcă în jurul căreia se adunau, roiau albinele. Așa spunea prietenul lui, Constantin Moraru, care, după moartea lui Ciprian, i-a ținut portretul la sân, pe piept, până în primul război mondial. A ieșit pe front cu el și zicea după aceea că portretul ăsta l-a salvat de la moarte. Mă bucur că astăzi, după 140 de ani de la moartea lui, se naște o nouă piesă închinată lui Ciprian. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și în numele conducerii Teatrului Național, a domnului manager general George Călin, a domnului director general adjunct Mircea Rusu și al meu personal Marius Bodochi, actor, director artistic, vă spunem bine ați venit și vă rugăm să veniți cât mai des să ne vizitați. Vizionare plăcută! Pasăre să zbor, pe deasupra munților, să mă nasc până la nori mai, să mă uit ce mi dor. O legendă. Un geniu. Un compozitor mediocru. Un mare compozitor român. O falsă legendă. Nici măcar nu era român. Asta chiar mă înfurie. Un suflet. Un romantic. Un bărbat. Un luptător. Un sensibil. Un învățat. Un mare violonist. Îndrăgostitul din Carpați. Un om cu har. Un copil. Copilul meu. Ciprian. Copilul meu, Ciprian. Multe s-au spus despre el și se vor spune poate și mai multe. Începutul e așa departe, dar Dumnezeu mi-a dat darul memoriei și pe cel al suferinței deopotrivă aceste daruri. Nu mi le-a luat.
Bucovina. Bucovina, tărâm magic, cea mai îndepărtată provincie și poate cea mai înapoiată, zic unii. Dar aceia au uitat că noi am obținut la 4 martie 1849 un statut de autonomie aici, la marginea Imperiului, am devenit un ducat. La nu puține de titluri ale lui Franz Iosef s-a adăugat și acela de mare duce de Bucovina. Cât despre mine, eu am ajuns în parohia mea pedepsit de mai mari bisericii noastre. Episcopul Bucovinei, Eugenie Hackman, episcopul ortodox, dar cu studii de teologie catolică făcute la Viena, era un om lipsit de scrupule, n-avea caracter și nu m-a plăcut niciodată. Mi-am dat seama de asta când m-a trimis în exil 2 ani de zile, la Boian, aproape de frontieră, unde se răsculaseră sătenii. Erau sătui de mârșăviile popii. Și atunci el m-a trimis pe mine, vezi, Doamne, să liniștesc satul, să nu las biserica ortodoxă să slăbească. Toate încercările mai marilor acelora erau mereu la fel. Iracle să meargă la Șipote! Iracle să meargă la Stupca! Iraclie, Iraclie! Atâta lipsea să nu liniștesc eu lucrurile. Că episcopul mă punea pe drumuri și mă dădea afară și din preoție. Acolo la Șipote. Acolo m-a chinuit sărăcia și foametea. Episcopul crezuse că m-a pus cu botul pe labe, dar iată că nu. Foamea și sărăcia m-au înverșunat și m-au făcut să mă plâng consorțiului de la Cernăuți. Și am făcut-o în felul meu. Am făcut-o în litere latinești. Nu în chirilice sau slavone, cum erau ale lor. În latinești, ale noastre. Acolo, la Șipote, am absolvit școala sărăciei. Locuința mea erau 4 păreți de bușteni neciopliți și neunși, cu crăpăturile umplute de mușchi de pădure și fără nicio podeală pe jos. Dar Dumnezeu nu m-a lăsat. Mi-a dat brațe, credință și minte și acolo, pe locul acela, am construit o casă. Am ajuns să am o gospodărie bucovineană adevărată. Și acolo, acolo în casa aceea, s-a născut Ciprian. De unde vii, măi, băiete? De la Dumnezeu. De unde? De la Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis la tine și la mama ca să vă bucur. Nu mai vorbi în dodi, stețule. Ai umblat toată ziulica printre lăutari. Se spune tot satul că te-ai amestecat cu țiganii și mai lipsește puțin și îi inviți și la masă. Da, și ce dacă sunt țigani? Noi de unde știm că suntem ce suntem? Îți spune sângele tău ce ești. Eu sunt român, nu? Și tu ești după mine român și după mumă ta polon.
Ce-i drept, mie mi-au schimonosit numele, dar asta nu mă împiedică să rămân român. Dar să știi că cu toate astea, eu îi iubesc și pe poloni, și pe nemți, și pe evrei, și pe husuli, și pe țigani, și cine o mai fi. Dar voi rămâne român până la ultima suflare a vieții mele. Atunci și eu sunt român. Și tu ești, și tu ești. Păi ce altceva să fii? Nu așa v-am învățat? Ba da. Să fii român, să ai credință, să fii ortodox. Da. Dar bunicul Ștefan, da, care vorbește toată ziua nemțește, el ce e? Om, băiatule. Dar familia Gorgon, ei ce sunt? Ce să fie și ei? Tot oameni. Au trei fete. Văd în ochii tăi vestitorul iubirii. Crai nou. Ți-a rămas Ilișeștiu lipit de suflet. Haide, tată. Ei, haide, tată. Ei. Ciprian era isteț, nevoie mare. Avea și cu cine să semene. Iar la muzică era neîntrecut față de cei de vârstă cu el. Și el și Măriuca au învățat notele de la profesorul Carol Miculi, studentului Chopin. Carol Miculi a adus primul pian aici la Șipote. Ei, de Ștefan Mezinul nu prea se lipise studiul, deși era înzestrat, da? E greu de explicat harul. În schimb, casa se umplea de viață când se așezau amândoi la pian. Erau nedespărțiți. Ce-i drept, mă mai supărau. Mai ales când el o lua pe Măriuca după el ca pe un băiețoi. Pe dealuri, pe coclauri, dincolo de deal chiar spre Ilișești. Da, trece supărarea. Ei, de-ar fi el azi aici. Ei, zvăpăiatul, tu pe unde ai umblat? Am fost cu Ciprian la Ilișești să... Să ce? Să cânte el cu lăutarii. Și să? Să? Să ne uităm la casa... Să vă holbați! Să ne uităm la casa familiei Gorgon. Da. De câte ori v-am spus și eu și mumăta să nu mai umblați așa ca apucații. Mai ales tu, că ești fată. V-a crescut ca pe niște flori. Nici boierii n-au avut parte de așa educație. Și nici nu se vede ce e aia, Marie. E o cutiuță muzicală. Dar nu merge. Tătuța mi-o faci tu să meargă. Nici să nu te gândești. Umbli în halul ăsta. Iar nu mai vorbește cu noi trei zile. Duducă, ducuță, dacă o repar eu, lași la fată mărul. Bine. Da? Săruna, ducuță. Tai că tu e acasă. Tătuță! E acasă. Da. Hai un pic. Sărum la părinte. Voi ce căutați aici în curtea mea? Poveste lungă, domnul părinte, ce să... Hai să vă miluiesc, dacă tot ați venit. Mulțumesc. Dar nu pentru asta am venit noi. Noi am venit pentru altceva. Cu ce mi-ai dat mata acum, ce pot eu să hrănesc familia de acasă? Ești obraznic. Nu, domnul părinte, eu am venit pentru feciorul lui matale. Ce treabă ai cu el? Păi eu să rudă cu Bulibașa la gât. Și mi-a zis că ai matale, un fecior care cântă la scripcă. Și eu știu, o fi interesat de vreun acaret? Ia uite, cumpăr asta. Ce să fac eu cu vechitura asta? Nu vezi că are gâtul strâmb? E coșcovită și
Îi mai lipsesc și din strune. Ai. Domnul părinte, păi dar nu vezi și matale măiestria cu care e făcută? Uite ce formă fudul are. Și ce dacă e spartă? Imediat, e meșteria acum care o face o nouă, nu? Și mie să știi că din mâini cinstite mi-a venit în mâini cinstite să ajungă. Din ce? Din mâini cinstite mie? Păi da, din mâini cinstite. Nu, zău. Zău așa? Da. V-aș povesti eu, dar acum eu știu... Povestea e lungă, o ți-avea răbdare să mă ascultați. Hai, tată, să ascultăm, te rog. Te rog, tată. Eu sunt lăutar. De fapt, mai bine zis am fost. Eu cântam la boierul meu, Dumnezeu să-l ierte, că era boier creștin, la Horodnicen, că eu de acolo mis. E, într-o zi, mă cheamă boierul pe mine și pe taică-miu, că și taică-miu era meșter vestit. Ne cheamă că avea lume multă, invitată să le facem plăcere. Și le făcurăm, le făcurăm așa plăcere, dar rucau cu galbe, cu irmiliș, ne ziceau, brava! E, dar era acolo un boier. Mă, n-aveai ce face. Nu mânca, nu zâmbea, nimic. Deodată vine la mine și îmi zice... Știi cântecul Sărmana Turturica? Ai păi cum să nu știu eu, boierule, cum să nu? Bucle, clar. Și zice, da. Ia cântă. E, și încep eu să cânt. Și am cântat. Cântam așa de lin și de potrivit. Taică mi-o ținea hangul. Ce să mai? Parcă m-au ascultat, nu m-a privit. Și deodată, boierul dă fuga în casă, se întoarce cu vioara asta. Și vine la mine și zice, ține copil. Să-ți cânți pe ea cântecul turturelei cum l-ai cântat acum. O turturică am avut și am pierdut-o. Și după aia plângând s-a dus, s-a urcat pe cal și dus a fost. De ce? Nu știu. Ia-o, tată, hai să o luăm. Da, da, asta e vioara aia, domnul părinte. Asta e. Ea m-a hrănit și pe mine și pe ai mei copii și pe răposata mea, Dumnezeu să ierte. Ce să fac cu ea? Hai, zi cât durei. Puțin. Cât? Puțin, domnul părinte, 12 galbeni. Cât? 12 galbeni. Păi șezi, bă, nu glumă. Păi și ce, m-ar fai de lăsat? Aia e scripcă domnească, scripcă de soi. Hai, tată, să o luăm, că Ciprianul să se bucure atât de tare. Da, uite, și o să vă bucure și pe Mătăluță, și pe Duducuța, și pe toată lumea. O să bucure cu scripca, nu? Ha? Hai, du-te și... Adă banii. Să rămână, 10 părinte. Galbeni. Hai, de 12 galbeni, părinte, pentru asta mică. Vezi că iau din zestrea ta. Nu-i nimic. Ciprian are nevoie mare de o vioară bună. Să rămână, Duducuța, repara și asta. Auzi, da. Nu zici și mie cântecul cu Sărmana Turturea? Vai, cum să... Vai, Sărmana Turturică... Vai, dar mie mi s-a hodorogit gasul de tot. Da, uite, numai bine ți-l cântă, Ilinca. E fata dumitale? Da. Auzi. Da, ea rămâne aici la Nagâț, în Taraf, că au nevoie de o fată care să cânte. Nu. Hai, Ilinca. Acum cântă, a? Am o fată. Da, mă cânt, păi, dar nu. Hai. Vai, Sărmana Turturică, zboară, zboară, până pică, unde vede o apă bună, ea zboară ca o nebună, unde vede o apă rea, ia o tulpu, rășobea măi. În sarcâmul lui Ionică sunt doi pui de turturică. Unul zboară și se duce, altul rămâne. Ne și plânge, altul rămâne și plânge, inimioara ți se frânge. Nu mai plânge, frățioare, că ți-or crește aripioare. Aripioare de argint, și-ai să zbori pe pământ. Una mile, 622. Scripcă de soi, italienească.
Cum o fi ajuns scripca asta la boierul acela? Și cum de-a dat-o el, lăutarul, el a amărât, rămâne o taină. S-o deslușească alții. Reparația ei avea să mă coste. Nu glumă, o grămadă de bani. Preoteasa era îngrijorată pe vremea aia. În Bucovina era foamete și secetă. Nu se făcuse nici de pâine. Dar ea era o femeie harnică. Am iubit-o de cum am văzut-o. Frumoasă și iubitoare, blândă și bună. Da. Crucea mea a fost prea grea. Domnul a dat, Domnul a luat. Ceea ce dai, bărbate, și nu se mai întoarce niciodată, e timpul pe care altfel ai fi putut împărți familiei tale. Rămânem singuri cu faptele noastre bune care, iată, nu se văd. Nu se vede o picătură risipită într-un ocean. Câtă dreptate! Câtă dreptate ai avut, femeie! Cum am risipit eu între copilași și din 7 copilași din 7 4 s-au dus. Te duci și tu. Crucea mea e într-adevăr prea grea. Tata n-a mai ieșit din grădina cu florea mamei. Plânge acolo, nu vrea să-mi vedem. Când am primit vestea că mama e grav bolnavă, eram la liceu. Am venit cu trenul clocot mocnit până în gara din Iscan, unde mă aștepta căruța. Ți se pune un nod în gât. Lacrimile îți seacă brusc, iar tu nu mai ești nimic. N-am plâns. Am rămas grav și tăcut. Ciprian! Tu vezi cloșca cu pui? O văd, tată. Acolo e mama ta. Acolo. Și toți care s-au dus acolo sunt. E lună nouă, tată. E crai nou. Vestitorul dragostei. Al meu e undeva. Și tu? Ce o să faci de acum, tată? Eu? Tu? Trebuie să spui povestea ta. Tu trebuie să cânți cântecul tău.
să pui în el durerea cântecului nostru. Noi ne iubim nația așa cum este ea, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, cum a ajuns prin suferințele seculare până în zilele de astăzi. Nu cu fraze și măguliri, nu cu garde naționale de florile mărului se crește și se iubește nația adevărată. Noi o iubim fără să-i cerem nimic în schimb, nici chiar încrederea ei, atât de lesne de indus în eroare, nici chiar iubirea, înădită astăzi la lucruri străine și la oameni străini. Suntem români și punctum. Eu, Mihail Eminescu, las lumea ce merge deja ca să meargă cum îi place dumisale. Misiunea oamenilor, ce vor din adâncul lor binele țării, este creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii care va veni. La ideea asta, sufletul meu ține cum ține la el însuși. Crist a învins cu litera de aur a adevărului și a iubirei. Ștefan cu spada de flăcări a dreptului, aici la Putna, unde suntem și noi. Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul Evanghelului ei. Vom depune, deci, o urnă de argint pe mormântul lui Ștefan cel Mare, aducând pământ din toate ținuturile românești. Bravo, mulțumim din suflet. Mulțumim. Te felicităm, domnule Eminescu. Mulțumesc, părinte. Dăm voie să ți-l prezint pe Ciprian, feciorul meu, de care ți-am tot pomenit. Felicitări. Felicitări. Acum putem spune că ai cuvântat și el a cântat Daciei întregi. Mulțumesc, părinte, și felicitări, Ciprian. Exact asta am visat când mi-a țădit ideea acestei adunări și după ziua de astăzi pot să spun că nu este nimic în zadar. Ea este Aglaia, sora mea. Este îndrăgostită de teatru și de poezie. Încântată. Și mie îmi place să cânt. Îmi pare bine. Mulțumesc mult pentru laude și felicitări și dumneavoastră. E cazul să veniți în vizită la Stupca. Da, Ciprian e de o vârstă aproape cu dumneata și e dornic de cunoaștere. Mulțumesc, părinte. Prin studiul meu încerc să ajung în sufletul poporului român, în sufletul oamenilor, să le înțeleg rosturile. Mereu mi-am dorit să aflu ce se află dincolo de saloanele Cernăuțiului sau a Vienei. Și Veți descoperi. Totuși să nu ne ocoliți, domnule Eminescu. Mi-ați oferit o seară minunată și voi trece la dumneata negreșit. Se apropie de final, dar am vrea toată seara să vă cântăm, am vrea toată viața să vă cântăm, chiar dacă noi vom pleca, povestea va continua. Să mergem mai departe. Aș vrea să vă spun câteva vorbe aparte. La început de drum, orice artist se confruntă cu probleme financiare. Uneori aceste probleme sunt atât de mari încât tineri extrem de talentați sunt nevoiți să renunțe la visul lor ca să poată trăi. Acum, mai mult ca oricând, este crucial să ajutați artiștii români și pe cei care susțin arta și încearcă să o aducă în față, să o formeze sau să o conserve. Generozitatea dumneavoastră poate schimba destine, permițându-ne să creăm,
să ne perfecționăm și să ne împărtășim sufletele și frumusețea lumii cu voi. Știu că este neobișnuit ce fac, dar în cazul acestor evenimente nu se aruncă cu galbeni și irmilici în noi. Și asta nu pentru că noi nu am fi suficient de talentați sau domniile voastre suficient de generoase, ci pentru că situația artiștilor liberi, cum ne dorim noi să fim, nu este cunoscută societății. Nu arătăm cu degetul în seara asta, doar vă cerem ajutorul. Dacă credeți în puterea muzicii, a artei în general, de a inspira, de a conecta sufletele, de a ridica nivelul cultural și de a trage privirea către frumos, vă rog să vă întoarceți generozitatea și către noi. Vă mulțumim și vă urăm o seară plină de iubire, armonie și magie. Te iubesc. Și nu doar pentru că ești frumoasă. M-am îndrăgostit de sufletul tău minunat. Și eu te iubesc, Ciprian. Te iubesc din tot sufletul. Te iubesc cum n-am iubit și n-o să mai iubesc niciodată pe nimeni. Și atunci, vrei să... Nu mă pot mărita cu tine, Ciprian. Ce? Am fost promisă altuia. Cui? M-am mărit, Ciprian. În ianuarie după post m-am mărit. Cu cine? Cu un profesor, domnul Drogli. Drogli? Drogli. Groghi? Drogli! E mai bătrân decât mine, dar e un om blând și drept. E un bun român, Ciprian. O fac pentru a-mi ajuta familia. Te rog să mă înțelegi, te rog să mă ierți și să vorbim ca doi oameni maturi. Povestea asta a fost numai tumult și patimă. Iartă-mă, rog, te iartă-mă pentru tot necazul pe care ți l-am pricinuit. Nu există pentru mine dragoste mai mare decât cea pe care ți-o port. Dar societatea asta, vremurile în care trăim... Nu, mai bine să tăcem. Și-am zis verde. Momentul ăla mi se părea și mai strălucitoare și mai frumoasă. Eu n-am mai putut spune nimic și simțeam că inima îmi sare din piept ca un purice. Înnebunisem. Începusem să mă interesez pe la prieteni și rude de spectacolele ei. Chiar dacă, după ce o revedeam, eram neliniștit câteva zile. Și-am zis verde mărăcine. Aglaia devenise ca un drog pentru mine. Și nu mai puteam scăpa de nevoia de a-mi lua porția din oferta ei mincinoasă. M-apucau frigurile și toate. Aglaia Droghi. Drogli. Mă rog. Încet, încet am început să mă vindec. Vioara devenise logodnica mea. Pianul și violoncelul, cei mai buni prieteni. Am compus mult atunci și m-am aruncat în luptă pentru idealurile românilor. Am format o societate studențească, Arboroasa. Principiul ce a călăuzit la formarea acestei societăți a fost ca tinerii studenți români să adopte obiceiurile lor, nu pe cele ale societăților străine, care împrumutau obiceiuri din Viena, Iena, Göttingen, obiceiuri care la dânsii existau de sute de ani. Mi-au dat și o funcție de conducere, iar mai apoi m-au făcut chiar președinte. Dar, în toamna lui 77, am amuțit. Ziua arestării lui Ciprian a fost o duminică, dimineața. Tata fusese la biserică, Ciprian era vesel, era toamnă și era o zi foarte frumoasă. Pe la 9:30 m-am așezat la pian.
Tata, pianul era lângă fereastră, privirea de la fereastră era spre drumul care mergea prin sat. Casa noastră era ultima. Vine jandarmul cu vornicul. Vin să mă aresteze. Ciprian e palid ca un cadavru. Eu am început să tremur toată, să plâng în hohote când am văzut jandarmul înarmat la noi în curte. Tata! Ciprian? Ciprian Golembiovski, în numele legii sunteți arestat și trebuie să veniți cu mine imediat la Cernăuți. Sunt om al bisericii. Ieșiți imediat din casa mea. Ieșiți din casa mea, ticăloșilor! De ce nu lăsați tinerii să vorbească liberi? Tinerii mai bine și-ar vedea de muzică. Ai grijă că urmezi dumneata. Să nu credeți cumva că e o glumă. Lasă-i, tată. Hai, tată. Lasă-i. Popescu ridicat, Voronca ridicat, Zireteanu ridicat, Morariu ridicat. Golembiovski ridicat. Hai mai repede! Las-o! Hai odată! L-au luat cu o căruță țărănească. Afară a început să plouă mognit și era un frig de ți-ntra în suflet. Jandarmul a stat sub acoperitoare, dar pe Ciprian nu l-au lăsat. L-au ținut în ploaie tot drumul. Două săptămâni n-am mai știut nimic de el. Ne era interzis. Tata a încercat să se țină tare, să se roage de toți cunoscuții noștri, să facă ceva. Mie nici dacă mi s-ar fi scurs tot sângele din corp, nu mi-ar fi fost atât de groază cum a fost de acea tăcere. Omor și tâlhărie. Omor de prunc. Siluire de cocoane. Eu n-am făcut nimic, dar dacă așa a zis boierul, m-a luat că am furat. Ăsta-i domnișor? I-a adus taxul, vioara. Ce ai făcut, mă? Femeie, e? E, cu conașul are mâini de preot, dar cine știe ce-o fi făcut cu ele? Arboroasa! Va să zică ce-i arboroasa în picioare? E Societatea Studenților Români din Bucovina. O grupare trădătoare în picioare, am zis. Va să zică faptele. 1. Comitetul a trimis telegramă de condoleanțe și asigurarea afilierii către primarul Iașului. Primărie Iași. Arboroasa. Așa. Societatea Junimii Române din partea detrunchiată a vechii Moldove. Detrunchiată. Aduce condoleanțe membrilor săi pentru domnitorul decapitat. Semnat... Comitetul. 2. În picioare. Membrii Arboroasei au ridicat oasuri în sănătatea românilor, a domnitorului Carol I și a oștirii române. 3. Au fluierat pe profesorul de drept roman când acesta și-a permis să insulte națiunea română. Și 4. Societatea Arboroasa a stat în corespondență cu Ministerul Instrucțiunii Publice din București pentru o subvenție
și i s-a acordat în sumă de 250 lei noi. Decidem următoarele. Societatea dizolvată și averea confiscată. Acuzația pentru membrii comitetului, crimă de înaltă trădare. Voronca vinovat, Popescu vinovat, Sireteanu vinovat, Morariu vinovat, Golem, sau cum l-o numi, vinovat! Domnule procuror, dumneata consider pielea noastră un material din care să-ți faci medalii, dar te înșeli. Altfel se va sfârși cariera dumitale. Vinovați și pentru acuza de tulburare a ordinii publice. 5 ani închisoare! Jos, mă! Patul e al meu. Și te uiți așa la mine? La pensiun v-am învățat să dormiți, m-am pup? Ia de strachin acolo. Hai, nu te mai uita ca prostul la par, dă-o încoa. Nu mă face să vin până acolo, că ne supărăm. Da, ia vină, mă, să o iei. A, dracu-i carnea pe tine, a? Al recu-i. Asta ce e, mă? Ia mâna de pe ea. De pe ea? Dar ce e nevastă ta? Da, e nevastă mea, o vioară, ce să fie, lasă-o în pace. Opa! Un lăutar spălat. Uscatule! Uscatule, ia vino-n coasă, vezi ce ți-a adus norocul. Ia uite-l. Curățel cum îți place ție. Mai, mai, mai. Mărlane, ăsta e băiat fin, nu știi tu. Hai că dacă negociezi frumos, rămâi în locul meu la noapte. Dă-mi fioara. Gura, mă. Știu și eu. Merită ăsta să te las eu pe tine să-ți pui tu hoitul în patul meu? Uscatule, te fandosești așa de parcă ești prințesa lui Franț I. Îți curge balele ca la masa de Crăciun. Hai, banii... Sau valea. Dă-mi fioara. Oh, ura! Mărlane, ho, că-ți dau eu banii dacă e. Cuconașul te-a rugat să-i dai vioara. Să te rog și eu? Eu cred că ai uitat ce trebuie să faci tu ca să-ți ascult eu rugămințile. Așa frumos. Vezi că ne înțelegem? Haide, ia asta de aici și cântă-i ceva la boierul. Bine, Mărlane, hai. Hai, iau. Lasă-mă în pat. Hai, ia, aștept și tu te la mine. Pleacă cu ea de aici. Ia, aștept, Mărlane, și du-te la mine în cameră. Scatule, pleacă că-ți scap capul de tot așa. Gata, gata, gata. Cât sunt eu aici, nimeni nu se atinge de tine. Ai cuvântul meu. Cântă. Doar că au avut pe fata mea care am omorât pentru ea. Mm-hmm.
Ciprian. Marie. Tată. Ciprian, băiat. Tu ai febră. Ciprian, spune-mi, te-au bătut? Nu, astea sunt basme. Uite, ia asta. Și ai grijă să ajung acasă în mapa mea. Ce-i asta, Ciprian? Ciprian, tu ai scris aici. Da. Păi ce-mi trebuie să scriu? Cap, hârtie și creion. Am scris o rapsodie română, tată. Tu ai har, băiatule. Ai har. Când o să ajungi la Viena... Ce Viena, tată? Că din cauza detenției nu o să mai am niciodată bursă pentru muzică. Oh, nu-ți pierde nădejdea. O să cerem din principate. O să cerem de la frații noștri, de la români. Tu n-ai greșit cu nimic. Boierul Alecu Popovici a vrut să te răscumpere, dar nu i-au dat voie. Au zis că pentru înaltă trădare nu se acceptă. Dar tot a încercat să ne ajute și cum necum ai văzut că ți-am trimis vioara aici. S-a dus vestea despre voi, Ciprian. Așa e, așa e. O să ajungem din nou la proces și o să te elibereze. Tu spune mai bine cum te descurci aici. Când mi-a adus vioara, m-ai salvat, să știi. Nu o mai plânge, Marie, că n-am murit. Ce-i drept că nu sunt la pension, lumea pe aici nu prea știe latinește, deci Gaudea Mustigitur nu se numără printre favorite. Dar am reușit cu vioara să-mi moi inima unui tâlhar. Și am reușit să-l fac să fie om cu mine. Și tâlhar ia o inimă. De câte ori ți-am spus că un tâlhar a vrut să-l salveze pe Iisus, nu un nenorocit de procuror. Dar voi vă dați seama ce aș reuși dacă i-aș cânta celui care ne-a zbârlit în temniță? Te-aș fi pasăre să zbor pe deasupra asta, mica, a venit cu ideea. Mulțumesc. Vizita s-a terminat. La normă. Rămâneți cu bine. Ai grijă, Ciprian. Ai grijă. Vizita s-a terminat. Oștirea română a intrat la Grivița. Taci, tata, taci. O să intre și ridinci. Hai deodată. Rămâneți cu bine. Hai, mișcă! Știu că te gândești că eu sunt de vină. Că eu i-aș fi băgat în cap prostiile alea naționaliste, cum le spui tu. Uneori și eu gândesc la fel, dar... Am văzut că se prefăcea că e vesel. Se străduia să ne arate că e bine, dar nu e așa. Pentru tine s-a înscris în Arboroasa și pentru tine face tot ce face. Urma să plece la Viena, la Petersburg, să-și continue studiile. Ce se va întâmpla acum? O să fie bine. A fost o greșeală, o să fie bine, Ciprian, o să fie bine. Totul va fi bine, asta spui mereu. Dumnezeu mi-a dat cel mai bun frate din lume, pe Ciprian, pe care îl iubesc și îl divinizez. Și eu trebuie să rabd, cum a răbdat și mama. Și să spun că mă bucur că rabd, că am un rol, cel mai însemnat rol din lume. Asta îi spuneai și ei. Tu pe toți îi asculți, pe toți îi binecuvântezi, pe toți îi iubești, numai pe mine nu. Că nu e momentul acum. Tătuță, vreau și eu ceva. Nu mai vreau să ne chinuim pentru că tu vrei să vorbim o limbă și nu alta. Tu nu înțelegi că i-au băgat la închisoare să-i nenorocească, să le zdrobească tinerețile. După 2 luni și jumătate de detenție și 3 zile de proces, fratele meu și ceilalți membri Arboroasa au fost achitați de către judecători cu unanimitate de voturi. Și lumea în sală a aplaudat și toți au cântat la unison Deșteaptă-te, române! Eu n-am putut să mă bucur de această victorie ca ceilalți.
În urma ei, Arboroasa era desființată, Voronca a eliminat din facultate. Însă cel mai tragic lucru a fost faptul că fratele meu a ieșit din închisoare bolnav. Cu coliva în piept, cum a zis chiar el odată, după o criză de tuse. La început am crezut că va fi ceva trecător. Dar ce știam noi? Cât despre bursa la conservatorul din Viena, Ciprian n-a mai primit-o atunci. Deși fusese nevinovat. Nici de la Habsburgi, pentru că a fost deținut, nici de la principatele române, pentru că era cetățean al Imperiului. Ceva s-a schimbat în Ciprian, iar el ascundea asta atât de bine. Oricum ar fi fost, s-a întors acasă, la Stupca, unde avea să trăiască cea mai minunată vară din viața mea. 21 iulie. Am ajuns în fața casei pastorului Borgon și parcă toată durerea dispărut. Maria! Berta! Vine la noi să jucăm popice? Da! Poți să vin cu Ciprian? Suntem numai noi, fetele. Dar mai târziu? Tata a zis că vizitele încep mai târziu. E în regulă. Dacă nu deranjez, o să trec mai târziu. Nu deranjez niciodată. Adică tata s-ar bucura să cântați iar împreună și eu. Și tu? Și eu am să fac cafea ca să dăm în grădină. Oh, ce bine. Să nu te îndepărtezi prea mult. Nu, mai cu n-am. Ce faci? Nu mai joci? Mă cam doare piciorul. Hai mai bine să stăm puțin de vorbă. E adevărat că fratele tău a fost arestat? Da. Tata spune că e foarte talentat. Așa e. L-am auzit cântând la orgă vara trecută la noi la biserică. Deci am simțit... Am simțit un prea plin în suflet, fără să știu de ce am început să plâng în hohote. Dar nu de, nu de tristețe. De atunci mereu când sunt tristă mă gândesc la clipa aceea. Tata își pune toate speranțele în el. Crede că Ciprian o să ducă mai departe toată menirea lui, tot ce a început el. Tata a fost un om important în Bucovina și a luptat mult. Tata consideră că misiunea noastră e să păstrăm tradiția germană a Evangheliei. Tata... Doamne, Berta... Uită-te la noi! Parcă am fi două proaste, zău! Două fete de popi care îi dau în sus și în jos cu tata, tata! Iartă-mă! Dar mie nu-mi plac lucrurile astea. Cu politica, ideologia, prea pun distanță între oameni. Nu mai poți să trăiești, nu mai poți să iubești, că... Cum adică nu mai poți să iubești? Nu știu. Am zis și eu așa. Te mai doare piciorul? Nu. Nu vrei să jucăm? Mama și tata numai despre tradiție vorbesc și uneori mă simt și eu de parcă aș fi fost la închisoare. Înțeleg. Maria, vreau să te întreb ceva. Uite, dacă, de exemplu, o fată de altă religie ar fi îndrăgostită de Ciprian și el de ea, crezi că tatăl tău s-ar opune unei asemenea iubiri? Berta, tu ești îndrăgostită de Ciprian? Nu plânge, că mă faci și pe mine să plâng. Berta, dar trebuie să știi că el plecat mai mereu. Ba la Stupca, ba la Ițcan, ba la Suceava, ba la Cernăuți. Eu o să fiu sinceră cu tine. Cred că și Ciprian te place. Trăiești! Dacă află că ți-am spus, mă moară! Din clipa aceea am înțeles ce înseamnă fericirea. Am simțit că am un rost pe lumea asta. 21 iulie. Când a venit seara, tata a permis vizite. Ne-am strâns toți și Ciprian a cântat. Simțeam că inima o să-mi rupă rochea și o să-mi sară din piept. Parcă mi-era... Parcă mi-era frică de el, dar îmi și plăcea.
venea mereu la noi în vizită, în serile de vară. Ține. Tu îmi oferi mie o floare? De ce? Ca să te înțepi cu ea. Dacă vrei, o fac cu plăcere. Nu vreau să te doară. Uite, e crai nou. Se spune că atunci când e craiul nou, dacă ești îndrăgostit, dacă îți pui o dorință, poate se îndeplinește. Știu. Eu mi-am pus deja o dorință. Ce dorință ți-ai pus? Ca fata de care m-am îndrăgostit să nu fie schimbătoare ca luna. Și să mă aștepte până la vară, când am să mă întorc de la studii, de la Cernăuți. Pleci din nou din sat? Am să mă întorc. Atunci, fata de care vorbești te va aștepta. Și a plecat. În noaptea aceea voiam să-i urlu numele să se audă până la lună. Berta! Din clipa aceea am început să trăiesc numai vara. Tâmplele îmi zvâcneau și nu puteam să gândesc la nimic altceva. Nu puteam să le explic eu mamei și tatei puterea cu care iubeam de la 17 ani. Îi strigam numele în somn și visam că toate dealurile se turtesc și se fac alei de doi pași până la Cernăuți. Seara de seară mă destemeam unor foi de hârtie. Dragă jurnalule, nu visez decât la paradisul pe care l-am lăsat în urmă și la îngerul care locuiește în el. Număr lunile să treacă cât mai repede. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Uită-te la mine. Da. Și apoi închide ochii. Da, să știi că eu pot să te văd și cu ochii închiși. Acum eu. Te desenez în minte. Cum mă desenez? Ciprian? Da. Tu crezi în destin? Acum cred în fericire. Dacă ajung cu ochii închiși la floare, da, atunci înseamnă că... Tu ești fericirea mea. Voi fi soția ta. Berta! Bitte komm sofort nach Hause. Ich habe jetzt gesagt. Să vii la noi, promitem că ai să vii în fiecare zi. Stai că tu nu m-am mai chemat deloc. Berta! Dar totuși vei veni? Voi fi aici ca de fiecare dată. 21 iulie. Un an de când îl iubesc. Aș vrea să urlu să se audă peste deal. Până peste deal. Uneori mi se părea că de pe dealul care ne despărțea casele auzeam întoiul nopții o vioară. Sau poate chiar o auzeam. Priveam craiul nou și mă gândeam la visul lui, la dorința lui din vara trecută. Muzica m-a învățat să recunosc tonurile. În vocea doamnei Gorgon în seara aceea era un ton care impunea distanță. Ăsta a fost tonul pe care l-au impus părinții ei. Dar s-o creadă ei că aveam să-l cânt vreodată. Chiar așa, seară de seară. A la infinit. Tu nu-ți dai seama că îi stânjenești? Tata, anul trecut erau atât de apropiați de noi și acum nu... Acu ce? Acu și-au dat și ei seama că îi dai târcoale feteilor. Dar nu-i dau târcoale. Vreau să mă căsătoresc cu ea. Stai departe de ea. Nu uita că tu pleci la Viena, ai bursă. Ce-i drept, nu la conservator, dar asta îți va da dreptul să participe acolo ca audient extraordinar. Tată, m-ai auzit foarte bine. Vreau să mă căsătoresc cu ea. Sunt papistași, protestanți.
Se simt puternici. Sunt mai bogați decât noi și le pute tot. Tu îi vezi făcând familie cu un muzician care a fost la închisoare. Fiu de preot ortodox văduv și în plus și cu o soră de măritat. Ciprian, Mărioara a fost zilele trecute la Berta și surorile ei nici nu au băgat-o în seamă, e umilitor. Berta nu gândește așa, ea e altfel. Tu ești altfel. Tu vei fi mâine, poimine, preot ortodox, tu ai făcut seminarul. Tu ești de o altă confesiune, noi suntem de o altă confesiune. Nu sunt de nicio altă confesiune. Nu cred într-un Dumnezeu care nu te lasă să iubești. Ce vrei de la mine? Ce să mai sacrific? Ciprian, nu eu sunt dușmanul tău. Nu eu. Și gândește-te, ține minte. Vioara aia, oricum ar fi ea, ea nu-ți va întoarce spatele așa cum o va face Berta într-o bună zi. Nu mai prostii! E adevărat! Și a plecat. A plecat de acasă. Asta face dragostea dintr-un bărbat, o cârpă. Eu vreau doar să nu sufere. Asta ta de a-l face pe om să plângă, să tresare sau să fie fericit după cum plângi tu, după cum plângi. E puterea dragostei pentru cea care mă ascultă. Și a studiului. Mi-ar plăcea să-mi cânt și tu mie ceva. Eu nu sunt bună să cânt. Tata mi-a obținut să fiu audient la conservatorul din Viena. Pleci din nou? Da, când am să mă întorc, altfel vor sta lucrurile. Atunci am să te cer să fii a mea. Nici tu nu crezi ce spui. Hai să mă uiți la Viena. Nu. Vei vedea că nu. Eram deci bună la cântat, dar cu adevărat maestră eram la așteptat. Octombrie. Viena e cu adevărat strălucitoare. Mă plimb pe străzile cu palate și muzee, dar în mintea mea mă plimb cu Berta. Noiembrie. Sunt tot în sat, tot în închisoarea mea. Îi scriu Mariei despre societatea de artiști de aici. Ce liberi sunt!
pictorul la care stau pictează modele nude, femei frumoase. Dar eu tot la Berta mă gândesc. Decembrie. Mă strecor să aud lăutarii cum cântă colinde. Asta mă face să mă simt mai aproape de Ciprian. Balul de Revelion. Eduard Strauss cântă un vals de-al meu, Cameli, compus pentru Berta. Prietenii de aici mă pun în situația de a-l dedica unei baronese bogate care mă place. Îi scriu Mariei despre asta, o să se distreze și o să îi placă. Miezul nopții. Dorința de anul nou. Să vin la ea. Să vină la mine. Ianuarie, februarie, martie. Pe lângă cuvântul dor, pe care îl știam atât de bine, mai învățasem ceva în limba lui. Gelozie. Mă durea atât de tare gândul că el era acolo, înconjurat de acele femei frumoase, bogate, care sigur roiesc în jurul lui pentru că e artist. Tata mi-a spus că artiștii sunt ca țiganii, că ei nu pot niciodată să se așeze la casa lor. Apoi am auzit în sat povești vieneze despre fiul preotului Porumbescu. Mă îngrozea gândul că dragostea lui nu era decât o mască. Nu puteam să cred și totuși mă durea. Aprilie, mai, iunie, iulie și apoi altă veste. M-am întors, cum am promis. De ce fugi de mine? Am și eu treburile mele. Mă bucur totuși să văd că tu și tatăl meu sunteți iar prieteni. Altfel nu-mi explic cum de l-a aflat înaintea mea că pleci cu altă bursă la Viena și m-a anunțat cu mare bucurie. Ți-a rămas la suflet orașul ăla. Sigur nu se compară cu plictisitorul Ilișești. Dar stai puțin, da, am o bursă să studiez cu organistul Curții Imperiale. E ceva ce nu credeam că se va întâmpla vreodată. Bravo! Stai puțin! Ce mai vrei de la mine? Ce mai vrei? Crezi că nu știu despre viața ta de la Viena? Despre petrecerile de acolo și modelele dezbrăcate ale pictorului care te-a găzduit? Atunci știi și că te-am purtat cu mine pe toate străzile de acolo. Că atunci când mă uitam la oamenii care dansează, eu în mintea mea dansam cu tine. Știi și că te visam noapte de noapte și că m-am întors să ne căsătorim. Dacă ne faci rău amândurora. Nu, nu poți să pleci din nou. Mama și tata nu sunt de acord să mă căsătoresc cu tine. Ezi șpet. Eu nu mai stau fără tine. Berta, bite cum zo forna hause. I habe jetzt gesagt. Cerem de la ei mei. Și dacă nu vor, pleci cu mine? Da. Pleacă. Pleacă. Acum mergeți. Eu nu m-am schimbat deloc. Eram doar mai îndârjit, atâta tot. I-am scris Bertei mai întâi. Nimic nu conta mai mult decât voința ei. Iubite Ciprian, așa nu se poate. E în contra tuturor principiilor noastre. Nu ne putem da copii la unui preot ortodox, deoarece știm că ea atunci ar trebui să nu mai creadă în ceea ce avem noi mai sfânt. De aceea, aruncă-te în brațele celei de-a doua iubite a dumitale. Caută-ți mângâierea în muzică. Orice altă carieră nu-i pentru dumneata. Am prevăzut cele întâmplate și m-am străduit să te lămuresc, dar dumneata nu m-ai înțeles. Poți să mă crezi că ne vine foarte greu. Nimic în contra persoanei dumitale ne desparte numai abisul pe care îl cunoști și dumneata. Drept amintire, Berta, înainte de a se muta de tot în Anglia la sora ei, îți trimite cele mai sincere dorinți pentru binele dumitale. Dumnezeu cu dumneata. Asta nu e. Mărioară, Brașovul e Viena românească. Kronstadt, aici sunt români. Brașovul e mica Viena românească. Kronstadt. Aici sunt români. Aici sunt români, nu zic de frații mei de la 48, zic de Gazeta Transilvaniei, unde am pus o baladă de-a noastră românească, de toată frumusețea. Se numește Anița. Tată, ăsta-i drumul lui. Lasă-l pe dânsul să-și-l croiască. Dar nu uita că... Ciprian?
Ciprian! Nastasi! Bun venit! Eu te-am găsit. Bun venit la Brașov, Ciprian. Doamna este Carolina Lenger, iubește muzica și are o voce ca miere. Și e curioasă să cunoască pe cineva cu faima dumitare, domnule Golombievski. Porumbescu. Vă să zic că Porumbescu se numește dirijorul corului bisericii noastre. Și profesorul de muzică al Obergimnaziumului Românesc. Da. Bun venit la Brașov! Mulțumesc! Brașovul e un tărâm magic. Tata avea dreptate. Când am pătruns în liceul acela, am simțit că sunt într-un templu al românismului. Nici la Iași nu am simțit atâta dragoste. E o personalitate a muzicii românești. E un rebel. Am auzit că a făcut și închisoare pentru cauza românească. Arboroasă! Da, muzică, o știi cu adevărat? De plin cunosc baza generală și am funcționat ca dirijor, după cum se poate vedea aceasta din atestatul profesorului și organistului curții imperiale de la Viena. O operă? Operă românească? Asta e... Da, operă. Românii de aici merită ca și simțirea lor și frumusețea muzicii noastre să se adune în această măreață manifestare artistică care e opera. Ciprian, iartă-mă, dar suntem la Brașov, anul de grație 1882, nu suntem la Viena. Schimbăm noi lucrurile, dar ai adus elevii liceului în corul Bisericii Sfântul Nicolae, dar acum e cu totul altceva. Lucrurile nu pot sta așa. Norodul românesc e mare, de la Șchei și de aproape, dar asta este o provocare nebună. Gradul de cultură de aici e... Cine să cânte? Andrei Mureșanu? Ștefan Iosif, directorul? Sau poate vrei să cânt eu? Aria de opera unei tinere româncuțe. Cine să asculte așa ceva, Ciprian, când toți strâmbă din nas la orice nu-i Verdi? Dar operetă. Da. Și de aici parcă un înger mi-a pus mâna pe creștet. Lucrurile au început a se învârti cu viteza unei hore bucovinene. Văd luna peste biserica neagră. E crai nou. Vasile Alexandrie a scris crai nou. Oare pot să-l folosesc drept libret? Da. Primul gând mi-a zburat și s-a și îndeplinit. Soliști, trimite de veste în toată societatea că Porumbescu caută cei mai buni soliști. Cei mai buni soliști ai Brașovului s-au adunat pentru roluri. Carolina Lenger, Gheorghe Strâmbu, Cornelia Roman. Dochița seamănă cu Berta. Ba chiar și părintele Vasile Voinea sau învățătorul Zosim Budnaru. Moș Corbu seamănă cu tata. Și... Stai! Mi-e dor de Măriorica. Nu fi copil prostuț. Aici sunt. Ce frumos ești, Ciprian. Hai, încheie-te la haină. Da. Eu am să mă ocup de tine și de corespondența ta, mofturosule. Stai. Bani. Cum plătim cheltuielile pentru așa ceva? Vom avea bani? Da! Sunt om de vază, am plătit cheltuielile pentru spectacol și onorariile artiștilor, mai ales al domnului Porumbescu. Nu-mi doresc decât să rămân anonim și să tresar românește la spectacol. Spectacolul l-am tot aici și aici. Mai avem de stabilit doar data și locul. Sala teatrului. Să primim sala teatrului, Reduta! Da! Doamne, Brașovul e colțul meu de rai. Trebuie doar să gândesc un lucru și el se realizează cu sprijinul total a celor din jurul meu, fără pic de efort din partea mea. N-am decât să lucrez la operetă cu toată ființa mea și să o doresc. Da, Sizonaim! Cum a zis că îl cheamă Golub sau Porumb? Păi, s-a semnat acolo. Da, eu cred că românește. Da. Al naiv care și închipui că e Mozart. Păi asta ne mai trebuia nu acum. O pinș care se tropăie pe scena teatrului și urlături românești. Dar cine să guste așa ceva? Pe muzica adevărată vine de la Roma, de la Viena, băi, aceea și-are locul pe scenă, nu? Iar sălbăticia, băi, și-are locul pe câmp, uite, dar chiar acolo să caute scenă. Da, dar eu ce să răspund? A, un nain politicos. Da, nain. Am primit! Administrația noastră își dă concursul și salută inițiativa inedită în conturarea unei opere de acest fel într-o prietenie neprețuită cu românii. Considerăm arta un element nestemat al vieții burgului, de aceea sala noastră este dedicată operelor de vază, ca acele ale domnilor Strauss, Offenbach, Genet, până în iarna anului viitor. Cu toate astea vă asigurăm de prietenia noastră și vă încurajăm să ne bateți la ușă de îndată ce vom fi disponibili. Cu stimă... Nu? E nu? E nu.
De ce te chinui să primești sala aia teatrului? Ai sala festival liceului, gata să primească tot poporul dornic de spectacol. Acolo toată lumea te sprijină. Nu știu. Ce crezi că reușim în sala aia? La teatru vine lume dornică de spectacol, pe când la liceu... Poate că sala nu e bună, dar sufletele care abia așteaptă să te vadă nu țin cont de chestia asta. Bine. Teatru Român în Brașov! O societate de diletanți va prezenta în 11 și 14 martie în sala cea mare a Gimnaziului Român de aici opereta Crai Nou de Vasile Alexandrii. Muzica Ciprian Porumbescu! Mai stai să te întremezi puțin. Doamne, Ciprian. Ciprian, e sânge. Ciprian, ascultă-mă. Uită-te la mine. Lumea te iubește aici la Brașov. Toți vor înțelege. Toată tensiunea asta cu premiera o să te roadă de viu. Ascultă-mă, mai stai câteva zile. Nu, voi fi bine. Trebuie să fiu acolo. Spune-mi că voi fi bine. Spune-mi. Vei fi bine. Mulțumesc. Începe spectacolul. Inima îmi bate de parcă aș vedea-o pe Berta. Sala e plină, e burdușită. Stau oamenii în picioare și pe lângă pereți și pe lângă geamuri. La balcon e înghesuială. Scena e toată lumină. Doamne, eu sunt în toate personajele de aici. Să-mi văd dorul împlinit. Îmi văd visul cu ochii. Mă văd ridicat, lăudat, măgulit. Ce să mai doresc? Ce să mai vreau de la viața mea? După căderea cortinei, înconjurat fiind de fete și flăcăi care în momentul acela își uitaseră chiar și marginile etichetei și îmi sărutau mâinile, aceste clipe vor rămâne neșterse din amintirea mea. Dacă mai mergem mult așa prin Brașov, nu o să-mi pot face nicio prietenă. Toate mă vor invidia, vor crede că suntem îndrăgostiți. Ea era, Măriorică. Ea era. Ciprian, ție tot nu ți-a trecut? Ascultă-mă, Ciprian, Berta ar trebui să fie deja în Anglia, la sora ei. Sau cel puțin în drum spre Anglia. Doamne, fata asta e o enigmă. Îmi doresc să nu fi spus niciodată că mă iubește. Hai acasă! Vrei să spui că n-a fost ea? Da, am invitat-o. Poate ea a fost. Poate s-a oprit să vadă spectacolul în drum spre Anglia. Poate că atât a fost.
E sânge. Moarte e departe. Un calic bolnav. E sânge. O viață scurtă. Vei fi bine. Lămânislav. Totul va fi bine. E sânge. Vestitorul dragoste. Ești nevolnic. Anglia. Rămas bun. Sârioara. Strus. Când te-au comparat cu Offenbach, când te-au asemuit lui Strauss și lui Genet, atunci m-am simțit cu adevărat mândru de tine. Și când ai spus dacă este vorba de vreun componist pe care l-am studiez, pe care l-am studiat și pe care îl studiez și acum cu o sârdie, atunci acela este însuși poporul nostru român. Am știut că Dumnezeu te-a binecuvântat. Nu muri, copile. Nu muri. Doamne, Tu care dai și ei totul, nu lăsa boala să învingă harul. Ciprian, trăiește. Trăiește și cântă. Doamne, ia din viața mea și dă-i lui. Of, Ciprian, faci ce faci și ne storci lacrimi. Ba așa, ba cu vioara. Lasă că o să treacă. O să treacă și ai să te faci bine. Hai să vezi. Totul o să fie bine. Vei fi bine. Voi fi bine. Așa. Află că în timpul ăsta brașovenii au arătat nenumărate manifestări de simpatie. Să știi că au venit domni din toate părțile. Domnii ca domnii, dar lasă-mă să-ți povestesc de comitetul de dame. Unele erau atât de îmbujorate când întrebau de domnișorul Ciprian. O fi fost de la frig? Am adus haine noi pentru domnișorul Ciprian, câteva mâncări de drum, un vin vechi, niște dovezi care să arate cât de mult îl prețuim. Uite, să știți că ciorapii ăștia mama i-a făcut, dar mă tem că nu-s destul de fin ca pe gustul domnișorului Ciprian. Măriorică, aș vrea să fiu și eu ca tine. Să te fac să râzi cum aș râde și eu dacă nu m-ar durea. Dar la ce-mi trebuie mie toate astea? Că doar aici sunt, nu pe drum. Ei, uite. Spre întremarea domniei sale, ca să ne bucure sufletele mult timp de acum înainte, societatea noastră, care își dorește a-și păstra discreția, oferă maestrului Porumbescu această călătorie. Frumoasa Italie cu asta stațiune nervii, să-i fie de folos în restaurarea sănătății sale. Doamne, oamenii ăștia sunt atât de buni. Porumbescu, Porumbescu! Lasă asta. Ce-i de făcut acum? Cum ce-i de făcut? Arrivederci, domnișor Ciprian. Da? Păi da. Și vioara? Ei, de data asta ai să pleci fără vioară. Iubita ta cremoneză te cam stoarce de puteri. Ciprian, acolo te duci să te faci bine. Nu să concertezi. Doamne, parcă l-auzi pe Tătuca. Parcă l-auzi pe Tătuca. Da, da. Cum o să zică, da, păi dacă îl trimit în Italia... A, păi rău, trebuie să stea bietul Ciprian. Dar nu e așa. Nu e așa. Hai să te faci bine. Am să mă fac bine. La Nervi. 3 stațiuni la sud de Genoa. E chiar așa de bun cum îmi trebuie? Măriorica mi-a zis că voi fi bine. Ia o să cânte compozițiile mele. Să gândești la mine, scumpa mea Marie. Și atât trebuie să uiți dorul. Deci,
plec cu aceste gânduri. Arrivederci. Vremea caldă poate ajuta. Ce sărăcie nemernică. Dor de casă. Nu am aer. Tuberculoză. Încă o lună măcar. Nu sunt bani. Silă. E Berta. Hai să te faci bine. Acasă. Acasă. Berta. Acasă. Încă o lună măcar. Nu sunt bani. Silă. Berta. Hai să te faci acasă. Bine. Ești nevolnic. Acasă. Nimic nu e al ele, decât poate în visul nostru. Visul a fost de multe ori mai fericit decât realitatea. Fericirea nu a stat în puterea mea. Am fost ca un obiect pe care viața și obligațiile l-au dus de colo-colo și mi-a lipsit curajul să le scutur de pe umeri. Mi-ai fost drag, chiar de la început, de când te-am văzut. E o halucinație de la tuberculoză. Un alt vis mincinos. O dragoste pe care o porți atâta vreme în inimă, nu are cum să fie o minciună. Ea durează. Am încercat să uit trecutul. Nu am cum să încetez a te mai iubi. Gândul la tine este întotdeauna sprijinul meu sufletesc. Vezi? Dacă n-am fi fost în vis, n-aș fi avut curaj să-ți spun toate astea. Atâția oameni au fost forțați să îndure soarta noastră. Să nu fi supărat și înveninat pe nimeni. Cea mai mare durere va fi a mea, de fapt, că nu voi putea fi lângă tine. Rămâi cu bine! M-am rugat și am crezut că ai să te faci bine. Măriorică, să nu plângi. Să nu te prăpădești. Tu trebuie să fii sprijinul tătuței. Da. Eu mereu a trebuit să fiu tare. Să nu plâng. Să nu mă prăpădesc. Dragul meu, Ciprian, s-a bucurat atât de mult să ne vadă pe toți în jurul lui. Luni seara am cinat împreună. Ciprian a glumit cu Ștefan. Apoi a mers la culcare. Eu stăteam ca întotdeauna lângă el. Pe la miezul nopții se trezește și zice: Măriorică, mi-e foarte rău.
Să vină toți la mine, să știți că la 2 ceasuri sunt mort. Apoi și-a luat rămas bun de la fiecare, cu vocea limpede și privirea clară și frumoasă. Ultimele sale cuvinte au fost: tătuță, Măriorică, vegheați să nu mi se piardă cântecele. Ele trebuie să trăiască, căci iată, eu mă sting. Le las în dar neamului meu.